Vreți să vedeți un extraterestru? Să duc un extraterestru din Hawaii. Fiți atenți, cam ăsta era soldatul. Cred că e o ladă aici. O ladă? Nu știm ce are. Nu. Oare are ceva interesant? A, lădiță. Nu e foarte mare, vezi? Pare dreptunghiulară. Cam la jumătate de metru în pământ. Nu știm încă ce nații. Suntem pe niște tranșii, după cum puteți vedea. Și aici e un mic cerc, așa, o mică gaură, în marginea unui tranșiu. Opa, stai să încet, încet, încet. Cred că iese acum. Nu? Iată și că a ieșit și, cum vă ziceam, este o ladă goală de ZB românească. Păcat că e într-o stare proastă, vedeți că are multe găuri. A stat în sol umed și a stat deschisă. Așa ca în rugini săraca, nu are nimic în ea, după cum puteți vedea. Și, da, oricum, frumoasă piesă, având în vedere că e prima piesă pe care o găsim astăzi. Și vedem ce mai apare astăzi. Stați cu noi că mai urmează. Ziua continuă în direcția aceea. Hai că mergem și noi încotro continuă ziua, pentru că ziua noastră... Ce zici pe aici? Frățică! E cască? Nu știu. Vai, e ca un ceaun? Ceaun sau cască? Ceaun german? Ceaun german? Da. Ceaun rusesc? Nu e rusesc. E german. Ceaun german. Da, mă. Zici? Da. Sau românesc? Nu, e german. Sau ceaun? Sau ceaun? Oh, ceaun, ceaun de pus în cap. Cască? Nu? Nu știu. Hai că ghicim. Dar mai întâi. Da, mă, ceaun, dar e ceaun. Fii atent, ce găuri deschiși. Vai de capul meu, dar e german? Cred că e german. Ceaunel german? Da. Să sperăm că pe partea alaltă nu e și scăfârlie. Vai de cap meu, fii atent ce a pățit. E german, e ceaun german, e ceaun german. Cred că a rupt o bucată din el. Da, s-a rupt o bucățică, dar cred că acolo era moale. Vai de cap meu. Hai că se mai rupe bucată. Nu știu. Dă un pic aici. Așa, acolo, gata, gata. Da, mă, e german. What? Wow, 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 wow. E cască, mă. Cască germană. Uite o leacă ce a pățit. Ia uite, are și linerul de fier pe interior. A încasat, frate. Câteva bucăți. Uite o leacă. Trai de capul meu. Stați o leacă așa. Fiți atenți ce a pățit asta. Deci a încasat una pe aici și a ieșit pe aici sau invers. Și a ieșit pe acolo și pe acolo. Fiți atenți, deci înduită, concasată. Tradiția spune. Tradiția... Tradiția zice că n-ai vrea să fii în pielea celui care a purtat casca. Sau cine știe, poate de obicei multe din căștile astea erau pe jos și erau lovite de schiji oricum, pentru că... Casca germană! Caschetuca! Ai de capul meu! Da, norocul e de partea lui. Nu știu, noi dacă găsim trecești ceva... Trecești pe anul ăsta, 2020, 2020 cu 3 bucăți, două rusești și una germană. Bravo, boss! Băgăm avizul în aici. Ia uitați că avem un furtun ceva acolo. Chestia asta. Tind să cred că furtunul ăsta e de la o mască de gaze din aia cu furtun, dacă știți voi, românească. Unde aveau filtru undeva la brâu. Și parcă aici se vede un filtru, după cum se vede, dar mai analizăm, mai descoatem pe aici și vedem exact. Bagolec.
E, nu iese? Nu. Nu prea. Uite-mă, catarama de la mască, vezi? Wow. Da, mă, cred că era masca cu totul. Păi este cu totul aici. Dar sub copac aici chiar. Am reușit să scot filtrul, numai că e rupt. Da, și eu. Cu ocazia asta vedem ce este și înăuntru. Hai să vedem ce material filtrant foloseau românii în timpul celui de-al doilea război. Ia uitați, pare a fi un tip de pânză. Ca la mașini. Cu sută. A, da, uite, vezi, și împăturit în mai multe. Un grătar aici, tip arc, care ținea. Un grătar, da. Așa, și cred că aici e cărbunele activ. Sigur. Da, după cum vedeți, oricum, nu e distrusă complet, știți, și nu avem ce face cu ea, dar vrem să vă arătăm exact cam ce conține. Grătarul și cărbunele. Și cărbunele, ia, uitați. Care ăsta, de fapt, era materialul filtrant. Deci ăsta filtra particule și ăla filtra substanțele toxice. Fum și alte chestii. Da? Iată un iepure care își sapă vizuina. Hai, avansez sau nu avansez nimic? Sunt curios. Și cum? Greu ajunge, eh? Ia dă-te alea. Nu rupi, de ce ai rupt alea acolo? Nu, cum? Aproape ajungi? Cum? Ia uite-o. Stai un pic, uite ochianii. Nu sparță. Nu sparță, niciunul? Niciunul. Wow. De asta are na, e cum e. Ce acolo băga gura, ha? Da, masca de gaz, ia uitați, românesc. Și mai este furtunul, dar furtunul nu vrea sens. Ceva de gen. Ia să scoatem furtunul. Scoate-și furtunul ăla. Ne? Uite o leacă, ce ciudată era. A, dar furtunul nu-i înfiletat, a? Nu, nu-i înfiletat. Că aici se înfileta. Asta e de la gură, pe aici scotea aer, o valvă. N-a cam scos afară de haine asta. Ce zici, fii atent, e înfiletată cu ea. Dar cred că așa era ținută în cutie. Oare? E? Merge, nu merge. Lasă, lasă, nu strica. Ce tare. Furtunul e în stare bună. Vopsi verde. Vopsi, da. Filtrul ați văzut în stare proastă, dar tăcănii la cap pe ăștia. Hai, da. Asta din... unde e? Din... de la Hula, pe acolo, prin Hawaii. Aloha. Aloha. Nu mă lasă, nu mai strica și tocmai. Vreți să vedeți un extraterestru? Un extraterestru din Hawaii. Fiți atenți, cam ăsta era soldatul. Să pun pe aici, am dat de o plăcuță de identificare, wow, de soldat. Dar nu știm de care. Aoleu, e scrisă. Da, săraca, ce stare proastă. Mut-o și ridic-te și tu în aer. Gata. Dar uite-o leacă, de ce-i ștanțat așa, aiure, haotic? Hă? Regimentul 9. Fii atent ce aiure ești anțat. Zici că și-au bătut joc oricum de 1935, oricum are anul. Regimentul 9. Nu tu, eu. Adică eu am găsit o cască, cred. Hai să vedem. Dacă nu-i cască, îmi dau două palme și plec acasă. Da. Din ce pare acolo, vedeți? E forma așa rotundă. Ghiozdanul meu era ușor, știți? Și trebuia să găsesc și eu una. Da, clar, cască. Dar nu cred că e germană asta. Cred că e românească. Stai încet. Nu, încet. Stai așa.
închid un pic asta, dar să știți că vă arăt când o scot de acolo, pentru că n-am patru mâini, din păcate. Lume, am muncit aici jumătate de oră. Dar oare pentru ce am muncit? Ziceți că e cască? De acum. Ia uite că e casca. Trebuie să vedem că parcă se mișcă. Da, mă. Și germanul. Auleu, da. E cam spartă. Stai că nu mișcă. Nu pot să ridic. Și mai. E germană, dar săracă e. E praf. Ia uitați. Câte schije am casat. N-a mai rămas mare lucru din ea. Fiți atenți. Uite aici unul, a intrat un cartuș. Fai de capul meu. Pe leacă. Dar nu unul, uite câte au intrat pe aici, în partea asta. Și ce-au pățit ăștia aici? Și-au încasat-o, Doamne ferește. Uitați câte găuri. Plus chestii mari care au intrat pe aici și pe aici și prin frunte. Doamne. Ia uitați cam cum se vede. Dar nu contează. Două căști într-o singură zi. Rar. No, să știți că ziua noastră s-a cam terminat. Asta e captura. Aici este casca mea cu plăcuța mea, aici este casca lui cu plăcuța lui. Deci fiecare a găsit câte o cască și o plăcuță. Plăcuțe românești, căștile sunt germane, dar folosite de soldații români. Avem aici trei încărcătoare goale de ZB, o teacă de baionetă de ZB românească, niște filtre de mască de gaze românești, masca de gaze și o gamelă germană. Superbă zi, nu știu ce să mai zic. Faine găselnițe, așa ceva în 2020 se integre cu două căști, două plăcuțe și tot ce vrei tu pe aici, super tare. Nu știu, noi de aici v-am cam lăsat, să știți că e deja târziu, e ora 3:22, mai avem vreo 3 ore până acasă. Ce să vă zic, ca de obicei, nu uitați să stați cu noi, să dați un subscribe, să dați un like acolo și cel mai important, lume, nu uitați să stați pe afară și vă așteptăm în următorul episod. Aici v-am lăsat și ne vedem data viitoare. Pa!